5 dimineața, a fost dimineața, poate era mai puțin citit. Dar azi și adevărul erau ziare care păreau, da, și mai ales adevărul. Acești oameni n-au plătit pentru ceea ce au făcut atunci. Nu mai că n-au plătit. Dar astăzi sunt mari figuri, ne tălmăcesc viața. Ne explică ce e bine și ce este rău. Primesc premii de ziariști iubiți. Dați-mi voie să mă revolt. Bun, m-am revoltat. Revin la fapte. Până la urmă, asta e ce trebuie să facem ca ziariști. Țin minte că în ziarul azi se vorbea și s-a uitat acum, pentru că și acest ziar a dispărut. Există, despre tinerii care primeau de la țărăniști bancnote de 15 dolari. Toți știm astăzi câte bancnote de 15 dolari există. Deci el nu a ajutat niciodată, era inutil. Nimeni nu se mai uita la ce scria România Liberă sau ce scria alți oameni. Deci se vorbea despre nenorociții de țărăniști care dădeau bancnote de 15 dolari despre tot felul de duși. Între ghilimele drogați și degenerați care ocupau piața universității. Nu mai vorbesc de toate articolele care lăudau plantarea de flori la universitate, pe care le știți, le puteți consulta, a vorbit despre ele la într-o dată. Ceea ce merită însă spus este că astăzi, în ziua de vor încerca, după părerea mea, un demers de PR, de publicitate, de desolidarizare de trecut, pentru că noi așa suntem în ziua nouă și nu vrem să fim atunci ce s-a întâmplat atunci. Dar foarte bun, pentru că din interviurile pe care le-au luat ziariștilor de atunci, câte ani vă opresc, câte ani doar, Lelia Munteanu, reiese că acestor oameni nu le pare rău, că este foarte clar că susțin în continuare foarte puțin Lelia Munteanu, dar fără aștept de scuze femeii pe care a făcut-o drogată și agentă și minorocită și pe care a insultat-o public, știa că minte, dar nu și-a exprimat regretul. În rest, aceeași versiune a istoriei pe care a prezentat-o Emilescu cu lovitura de stat regional din data de 13 și cu venirea minerilor care nu oricum ar fi venit și exonerarea totală a lui Ion Iliescu. Nu ne mirăm că acești oameni sunt unde sunt, nu ne mirăm că noi suntem unde suntem și că presa este în criza și, cred eu, mai măsură într-un faliment moral, în mare majoritate și poate și din această cauză.